Bună seara! Ieri am participat la Bruxelles la o reuniune într-un format mai puțin obișnuit, la care au participat o parte dintre statele membre ale Uniunii Europene, dar și țări de pe așa-numita rută balcanică de vest, Albania, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, și tema centrală a fost gestionarea fluxurilor migratorii din regiunea Balcanilor de vest. Au fost multe luări de poziții și din partea mea și discuțiile au urmat câteva direcții majore. În primul rând, problematica a fost ce se întâmplă cu oamenii și cum îi sprijinim pe cei aflați în nevoie de protecție internațională, cum le asigurăm la nivel european sprijin și mai ales cum le asigurăm adăpost, având în vedere că la noi vine iarna. În al doilea rând, s-a discutat cum să facem mai strânsă cooperarea între statele din regiune și cum să facem schimbul de informații între state mai eficient pentru a corela mai bine acțiunile. În fine, temă care a fost reluată de fiecare dată când ne-am întâlnit și am discutat această chestiune, cum gestionăm frontierele externe ale Uniunii Europene. În acest context, după mai multe dezbateri, s-a agreat sporirea capacităților de recepție în Grecia și în celelalte țări aflate pe ruta migratorie din Balcanii de vest. Această creștere se va face inclusiv cu sprijinul înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, care a participat la întâlnirea de ieri. Sigur, în cazul în care capacitățile statelor afectate nu vor fi suficiente, va putea fi activat și mecanismul de protecție civilă al Uniunii. În acest context, vreau să spun foarte clar și sper să fiu bine înțeles. România nu este nici țară de tranzit și România nu este nici destinație pentru acest flux de refugiați. Eu am participat la reuniune fiindcă așa au considerat organizatorii că este bine să fie reprezentată România, care este foarte aproape de zona în care avem un flux semnificativ de refugiați. Personal, am susținut o abordare pe mai multe paliere pentru abordarea integrată a problematicii. Pe de o parte, am propus un sprijin sporit pentru Grecia, pe de altă parte, o mai bună cooperare cu Turcia, dar și o mai bună cooperare între statele aflate pe ruta din Balcanii din vest. Faptul că Turcia este importantă a fost un lucru pe care l-am reluat și în acest context, sigur că toată lumea și-a amintit că și la ultimul Consiliu s-a discutat despre un plan care trebuie pus în operă împreună cu autoritățile din Turcia. Tot în cadrul discuțiilor am luat cuvântul și am apreciat activitatea agențiilor europene în domeniu, în special activitatea Frontex-ului, la care România este al doilea contributor
Cel mai mare contributor este Germania, pe locul 2 este România și participăm acolo cu rezultate foarte bune. Suntem dispuși în continuare să creștem nivelul de implicare în acțiunile Frontex pentru a sprijini acțiunile Frontex acolo unde sunt solicitate. În acest fel, România, chiar dacă nu este țară de tranzit și nu este destinație pentru refugiați, participă la efortul colectiv al statelor din Uniunea Europeană pentru a gestiona această criză. Eu cred că pe tema migrației trebuie să avem o abordare echilibrată și responsabilă în același timp, dar, și acest lucru l-am spus participanților, este nevoie de un plan pe care să-l punem în practică și care cuprinde toate aspectele acestei chestiuni. Având în vedere că opinia publică este foarte preocupată de evenimentul de săptămâna trecută, accidentul care a avut loc și, din nefericire, a murit un polițist care s-a aflat la datorie, am avut o intervenție ieri și în continuare, astăzi, l-am invitat pe vicepremierul Oprea la o discuție, fiindcă am dorit să primesc lămuriri și explicații suplimentare. Am avut această discuție în cursul acestei seri. L-am sfătuit pe domnul vicepremier Oprea să-și dea demisia. Dacă aveți întrebări, vă rog. Bună seara, domnule președinte, Anca Grădinaru, sunt de la Europa FM. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră, personal, știți ce s-a întâmplat în seara accidentului, v-a spus domnul vicepremier, și în același timp, dacă ați solicitat instituțiilor abilitate, SRI, SPP, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției, un raport complet. Dumneavoastră știți exact ce s-a întâmplat în acea seară? Era o situație de urgență? Eu cunosc aspectele relatate chiar de domnul Oprea, dar restul circumstanțelor nu trebuie elucidate de serviciile secrete, ci de procurori. Din câte știu, este o anchetă în curs și aștept rezultatele acelei anchete. Îl credeți pe domnul Oprea? Vă rog, altă întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună seara, domnule președinte, de la Păcura Realitatea TV. Aș vrea să vă întreb ce răspuns v-a dat Gabriel Oprea la sfatul dumneavoastră și dacă aveți informații cât de des folosea Gabriel Oprea coloană oficială și dacă aveți informații alți oficiali din guvern care abuzează de acest lucru. Nu am solicitat astfel de informații, iar ce va face domnul Oprea va decide și probabil va face și un anunț public pe această temă. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, care sunt argumentele concrete pentru care i-aș cerut demisia? Proasta gestionarea crizei. În ce sens? În sensul în care am spus. Mai exact? Dacă puteți da mai multe amănunte, să spun. Într-o astfel de criză, apare foarte multă emoție și opinia publică are dreptul la informații. Are dreptul la luări de poziții publice din partea celor implicați
din partea șefilor celor implicați. După părerea mea, întreaga comunicare pe acest accident a fost catastrofală. Este. Aceasta este latura politică și pe această latură politică i-am dat sfatul domnului Oprea. Nu m-am referit la partea penală, care sigur va fi lămurită de procurori. Deci strict o chestiune de comunicare. Strict o chestiune de politică publică. Este mult mai mult decât o problemă de comunicare. Mersi. Bună seara, Andreea Dintrache, Antena 3. Vreau să știu dacă i-ați dat și un termen domnului Oprea. Nu. Și o altă întrebare, dacă îmi permiteți, pentru că a fost un subiect foarte aprins. Dumneavoastră ieri i-ați spus premierului Victor Ponta, care a mers la o trilaterală, că a mers acolo ca în vacanță, iar domnia sa v-a spus că dumneavoastră mergeți la Bruxelles și citesc ca surda la horă. O relație care începe să aducă tot mai mult cu cea pe care a avut-o Ștrean Băsescu. Ce faceți dumneavoastră? Ce propuneți ca imaginea României să nu aibă de suferit și să rezolvați aceste neînțelegeri? Mulțumesc! Eu îmi fac treaba. Dar în ce privește afirmațiile făcute de primul ministru, domnul Ponta este foarte belicos în ultima vreme și impresia mea este că prin această atitudine crede că oamenii uită faptul că este judecat penal pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Bună seara, Cristina de Diu, România TV. Săptămânile trecute au apărut niște fotografii cu șeful cancelariei dumneavoastră după sau în timpul unei întâlniri externe în ipostaze nepotrivite, să spunem. Ați vorbit cu el, ați cerut vreo explicație despre ce era vorba. Știți, pur întâmplător, eu sunt parte, poate chiar parte centrală la toate aceste întâlniri și pot să vă spun așa ca informație de primă mână că la nicio întâlnire nu am constatat o astfel de poziție. Dacă între întâlniri omul este în pauză, atunci cred că este cel puțin inadecvat să fie fotografiat și să se creeze impresia că cineva din stafful meu doarme în timpul unei întrevederi oficiale. Dar este o încercare jalnică de a discredita echipa mea. Dar nu era presă acolo, fotografiile probabil că au fost furnizate de cineva care participa la acele întâlniri. Acum, sigur, este curios dacă ne gândim că vizita a avut loc acum câteva luni de zile, de ce nu s-au dat atunci. Însă poza, știți bine, că se poate obține de la entități pe care dumneavoastră le numiți surse. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, dacă ministrul de interne nu va ține cont de sfatul dumneavoastră și nu va demisiona, ce soluție vedeți la această criză și cum va influența acest lucru relația dumneavoastră directă cu vicepremierul pe Securitate Națională? În situații de criză, dau sfaturile pe care le cred potrivite. Dar dincolo de asta, demisia este un act unilateral și trebuie să facă cel în cauză pasul. Acum nu discutăm despre ce va fi după. Acum discutăm despre ce s-a întâmplat în ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, Sebastian Zacman, Ziarul Adevărul. La Bruxelles s-a discutat despre un nou mecanism de relocare a refugiaților bazat pe procente obligatorii și nu pe cote obligatorii? Nu. La Bruxelles nu s-a discutat nici despre mecanismul de relocare permanentă,
Nu s-a discutat nici despre închiderea granițelor, ci s-a discutat exact ce v-am relatat. Ați vorbit cu premierul Victor Ponta după ce v-ați întors de la Bruxelles? Spuneați că o să vorbiți apoi. Da, am vorbit la telefon și l-am invitat pentru mâine la o discuție. Mulțumesc. Bună seara, Mircea Marea, în evenimentul zilei. Bună seara. Domnule președinte, CSAT a avizat ordonanța de urgență prin care președinții de partide pot beneficia de protecția SPP-ului și vă întreb, pentru că știți mai bine ca mine partidele, de ce este nevoie? Credeți că este nevoie? De exemplu, de ce doamna Gorghiu are nevoie de protecția SPP? Da, CSAT-ul a avizat acest proiect. Și de ce este nevoie? De ce credeți că este nevoie de o astfel de măsură? Argumentația puteți să o solicitați inițiatorilor, dacă doriți. Dar mi s-a părut o idee bună. Cine este inițiator, iertați-mă? SPP. Iosif Buble, știri pe sus. Domnul președinte, ținând cont de atmosfera politică din aceste zile și practic ea escaladează, cum ați caracterizat dumneavoastră comunicarea cu celelalte entități ale statului din executiv, legislativ, dat fiind că limbajul l-am auzit, dumneavoastră ați răspuns mai înainte la acest lucru, dar aș vrea să aud din partea dumneavoastră o caracterizare a felului în care în acest moment există politicul românesc la nivelul central și mai ales al comunicării. Am mai avut o comunicare instituțională sau pur și simplu ce vedem? Aia este totul. Comunicarea instituțională funcționează și o să am grijă, eu o să am grijă să funcționeze și în continuare, chiar dacă unii, din când în când, confundă sediul propriu cu locuri precum gara sau altele, unde se folosește și un limbaj colocvial. Bună seara, Iulia Teodorescu, știrile B1 TV. Domnule președinte, astăzi premierul României declara că înainte îl chemați aproape zilnic pe vicepremierul Gabriel Oprea la cafea. Este adevărat? Nu este adevărat. Și nu mi-amintesc să fi băut cafea împreună. Noi discutăm treburi foarte serioase. Și da. Nu am întâlniri cu demnitari doar așa de complezență. Și pot să vă spun că atunci când m-am întâlnit cu domnul vicepremier Oprea, am discutat chestiuni legate de securitatea națională. Și aș vrea să vă mai întreb cum vedeți faptul că dosarul Revoluției a fost închis. Vă întreb acest lucru în contextul în care astăzi a fost o delegație a Asociației 21 pentru o discuție aici la Palatul Cotroceni? Am luat act de această decizie luată de procurori. Astăzi a fost într-adevăr o rundă de discuții la Palatul Cotroceni cu un consilier prezidențial. Căile prevăzute de lege pentru a contesta o astfel de rezoluție sunt foarte simple și clare și cred că prima dată trebuie mers pe calea contestării așa cum este prevăzută de lege și ulterior vom vedea ce rezultat se obține. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bună seara, Alice Draghici, Mediafax. Astăzi domnul premier a declarat că în enumărate rânduri l-ați chemat pe domnul Oprea înainte de moțiunea de cenzură la dumneavoastră și aș cerut să rupă coaliția de guvernare, că îl veți numi premier pe domnul Oprea. Este adevărat? Mă întrebați despre... Dacă i-aș cerut domnului Oprea... Despre zvonuri, vă rog să mă întrebați despre lucruri serioase la care pot să vă răspund. I-aș cerut domnului Oprea să rupă coaliția de guvernare? Nu. Mulțumesc. Bună seara, domnule președinte, Marius Tian, Pro TV. Înainte de toate, vă rog să-mi spuneți dacă am înțeles bine... Dacă v-ați fi aflat în situația domnului viceprim-ministru, în momentul ăsta ați fi demisionat. Sper să nu mă aflu în astfel de situații. Dar într-o astfel de situație, decizia pe care ați fi luat-o ar fi fost demisia. Nu cred că există două situații de criză identice. Răspunsul trebuie să fie adecvat situației.
Până acum consider că am avut răspunsuri adecvate situațiilor în care m-am aflat. Vă mulțumesc. Așa o să acționez și în continuare. Și acum aș vrea să vă adresez și întrebarea. Cum vedeți de acum încolo relația dintre președintele României și guvernul României condus de un premier căruia i-a cerut demisia și un viceprim-ministru căruia de asemenea i-a cerut să plece? Instituțional complexă. Complexă? Puteți fi mai explicit, vă rog? Mulțumesc. Dacă mai aveți și alte întrebări, vă doresc o seară bună.